Legatul care v-am întors. Nu, 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 ne pregătim pentru plecarea în transumanță spre Țara Hațegului cu oprire la Stâna din Bou. Și am plecat spre Muntele Bou cu turma de mioare care a stat aici în fătăciuni. O zi întreagă merge în omic, eu nu trec o secundă și... Da, profesorul meu, Dan Bălan, Dumnezeu să-l ierte. Un obitor de munte și de momârlani. Foarte bun era. Da. Cunoscător. Da. Soția dânsului și dânsa scriitoare mi-a dat niște cărți acum.
Bă, dacă nu pozează ăștia aici unde se întâlnește, da, 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 da. Toate zloate. Tare. Tai. Nu-i prea știe de frică astăzi. Da, știe, dar e agitată, vede, că nu... Nu ne-ar vrea să o agresiv. Da, aia e zonă bună să mănânce, de-aia le bagi acolo. Ia, zonă bună să mănânce. Mânce că te-a ajuns în numai mână. Da. Ce le place lor. Da? Da, rup. Rusturi. O tavă, uite pe mine. Mai mă, că s-a o tavă. Ei, rei. Hei!
Să ce vine? Te încălziști? Îți dăduși păturica jos. Da. Îți place transumanța asta ce facem noi? Da, foarte mult. Sau migrație, cum se mai spune. Da, fugă de acasă. Fugă de acasă. Da. În zona aici, pe sub brazi ăsta și falge ăsta, ce ori mâncat? Crabe. Nu prea cu multe. Nu multe numai ce. Nu știi? Uite pom de Crăciun. Ce? Cu știi. Băi, aveți ceva că-mi rup de straica aia, de...
Opa! Am plecat acum vreo 5 ani, 6, din Jigoro ne-o nins, că în toamnă, zici că veneam de la țară. La? Când mergeam cu... Pe timpul ăsta? Da, da, mai târziu, cred că o țară. La 1 noiembrie. Și acum? Zici că veneam de la țară. Știi cu fetatul de la cuprune, eu ninsea. Da, zici că îți puși pentru... Pe
poze. Tigra-i bolnat. Bărbecii ai lui Vesteane, stăteau la căruță. Da, da. La ruda de la căruță. Hai la tata, ha! Ținutul mămârlanilor petrileni. Dar nu pune una în gura pe nimic. A, uite, da, deci acum ajungem la stâna de la Cleanca, Cleanca, așa-i zice la stâna asta. Se deparazitează. Deci, nu găsesc așa ceva. Nu există să nu. Îți la băi acum e. Cu foame, domn Florin!
aceea. Cornele, te mai fost prin transumanță pe aici? Nu mă pun aici în fiecare an, nu. Mai departe, nu? Nu. Mai veneam în fiecare an, până aici și seara vin alții. Mm-hmm. Dar e fain traseul așa de... Da, mai ales când e timpul frumos cum e acum. Da, vorba ta că ciobanul și oile... Nu știu... Nu știu de timp, că vreme, că e... Mai ales când pleci pe aici, aici trebuie să mergi, ori plouă, ori ninge, ori... Trebuie să dai înainte? Hei, da. Hai. Astăzi am chiar o zi de la cap la coadă. Între turma de mioare a bacilor din Jeț. Avionul? Da. Păi da. Că nu-i roșiile acolo. Ba da. Acolo e? Nu. La avionul roșiile la stânul căzut, la lacul roșiile. Unde au avut ăsta vacile. Păi da, dar primul zicea că e zanoga stânii. Păi nu, zanoga din roșiile, da? Din roșii, aia. Aia, da, zanoga da. Roșiilor. Da. Și după aia ajunge în roșiile. Da. Și după aia ajunge în ăsta, în din roșiile ieși sus, către Mândra. Cum te duci încolo, din vârful de Gemânarea, după aceea te duci către Mândra. În partea asta cobor la noi. Zanoga s-a băgat usul în obor, când a luat berbecul ăsta lui Dumitru Popa, un noti. O mioară, nu mai țin minte. N-a dat cu el, praf l-a făcut. Ce să-i mai face? Uite la el, face neculița lui Petru. Băi, nu te băga, lasă-l drăcu, că e al lui să o ia. E al lui, e? Da. Și-o lua partea. Nu. Era și mari. Era alți urși, urși în vața la carne, dârși. Acum, acum dar nu a fost și în munte la noi. Pe sărăcii. Ăștia-s de ea. Nu știu vățat. Îți dea containeri. Da, da, așa le... Păi și ăștia ei noștri aproape au ajuns. Păi da. Nu știu vățat la ăștia. Nu sunt învățați că-s câini acum buni și... Dar înainte ce câini aveați? Numai carpatini. 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 Și acum de ce s-o taxat lumea? Asia, Kangal... Păi de ce oare? Era ăia, deci era în Zanoga, erau trei câini. Care erau câini, puteai... Era, avea o niță pe Corbea. Și avea Nicolae Bogdan pe Roșca și pe Vănică pe Lan. Și avea Cornel pe Arman, ai fost. De. Când am văzut la urs, era ursul, cât era de mare, când venea el, era. Dar ai avut ocazie să vezi cum se bate câinii cu ursul? Păi dar cum, prindea de el, cum? Da, cum prindea de el? Da. Aici vor înnopta ciobanii care vor pleca mâine din nou peste munți. Poftă mare! Mulțumim!
Vine schimbul. Da. O să mirăm destul. Nu? Ne ajunge. Nu prea ai nici măcar, aici e baiul. Cât mânci tu în parte cu tine? Oh, Doamne, am mâncare. E mâncare, nu-ți face pagubă. Problema e în anii. Da. Te culc în alea ale măcarilor. Așa am plecat tot un an.